Pacea Domnului Iisus Hristos și Domnul să vă binecuvinteze. Dacă toți au povestit până acum ce emoții mari au, eu nu mă las mai prejos și vă spun și eu. Am emoții foarte mari pentru că sunt în prezența lui Dumnezeu și în prezența dumneavoastră. Mă bucur și vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că ați ales ca în seara aceasta să fiți împreună cu noi. Noi femeile care suntem aducătoare de vești bune prin harul Domnului Iisus Hristos. Văd pe mijloc acolo este trecută o hârtie pe care scrie English, German, Polish, French, pentru că am multe surori din Dămăroaia aici și din Toflea. Dați-mi voie să mai fac o completare acolo. Odel, te binecuvintie la Mensa Rorent. Domnul să vă binecuvinteze. Se spune că o rândunică își construia cuibul și aduna din loc în loc frunze uscate, paie, iarbă, ca să poată să-și construiască acest cuib, să poată să-și pună ouăle. O broască țestoasă să stea jos la marginea copacului unde ea construia cuibul și tot clătina dezamăgită din cap. Și la un moment dat îi spune: măi rândunică, mă uit la tine. De atâtea ori ai zburat, ba iei un fir, ba iei o frunză. Uite-te și tu ce casă-ți faci din materiale perisabile. Nici măcar n-ai un acoperiș. Dacă vine ploaia sau vântul, voi rămâneți descoperiți. Ia uite la mine ce casă am. Uite cât e de trainică, uite cât e de rezistentă. Dacă se apropie ceva amenințător de mine, imediat mă retrag în casa mea. Și eu sunt acoperită, sunt adăpostită, dar tu, oare e de ajuns munca asta ta, oare are vreun rost? Rândunica își continuă treaba ei și când termină de dus ceea ce avea pentru a-și termina cuibul, se îndreaptă către broscuță și îi spune așa, cu dragoste: draga mea broscuță, drept este că ai o casă superbă, drept este că ai o casă confortabilă, care îți acoperă capul și te ajută în orice vreme. Cuibul meu, într-adevăr, nu are acoperiș, dar în cuibul meu îmi intră toată familia mea. Tu intri singură în căsuța ta. Eu pot să-mi aduc toți puii și dacă începe un vânt sau ploaie, îmi întind aripile peste ei toți și ei știu că mama lor îi protejează. Mă uit la dumneavoastră astăzi și mă bucur așa de mult că Biserica lui Hristos, formată astăzi din surori, din cultul penticostal, adventist, baptist, surori ortodoxe, suntem împreună, pentru că la adăpostul aripilor lui, toate suntem adăpostite, indiferent de vreme, indiferent de furtună, indiferent de ploaie. Domnul Iisus Hristos să ne ajute pe fiecare să înțelegem scopul și rolul pe care îl avem în trupul lui, mădulare sănătoase în trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Cum v-a spus Antonia, prin harul Domnului sunt bunică. Am 6 nepoți, mulți înainte, Doamne ajută! Și cel mai mare dintre ei, Patrick, care are 7 ani, mi-a spus, auzind că voi participa la un eveniment la Palatul Parlamentului: Maie, și ce poveste o să le spui? Eu știu că de obicei sunt invitată la evenimente pentru că sunt fiica lui Gabi Luncă. Și în memoria ei și de dragul pe care multe dintre surorile noastre încă păstrează, o amintire frumoasă măicuței mele, sunt invitată. Dar astăzi mă prezint în fața dumneavoastră nu spunându-vă mărturii și experiențe cu Domnul din viața mea, ci spunându-vă, bazat pe lucrarea pe care o fac de consiliere, vreau să vă prezint un caz și împreună să descoperim un tipar comportamental pe care poate unele dintre dumneavoastră îl regăsiți în viețile dumneavoastră. Povestea mea, despre care Patrick, nepoțelul meu, mi-a zis să vă spun, este despre o tânără dintr-o țară arabă îndepărtată. Trăia împreună cu familia ei, liniștită, bucuroasă, avea visuri, avea planuri, visa să-și întemeieze o familie, visa să fie ea însăși mamă, precum mama ei,
era pentru ea. Toată liniștea aceasta le-a fost pulberată într-o zi când războiul a izbucnit în țara lor. Au fost bombardate toate orașele de prin prejur. A fost bombardat și orașul lor și casa lor. La scurtă vreme, invadatorii au venit pe străzile orașului și au luat ostatici pe toți cei pe care i-au mai găsit în viață. În acea zi, ea a fost despărțită de părinții ei, de frații ei, de rudele ei, de cunoscuții ei. Femeile au fost separate de bărbați și duse într-un loc unde fiecare din nou a fost triată pentru a vedea care e sănătoasă și aptă de muncă, pentru că ea era sănătoasă. A fost trimisă vândută într-o altă țară, unde să trebuiască să muncească pentru a supraviețui. Ajunsă într-o țară străină, unde nu cunoștea pe nimeni, unde nu avea pe nimeni, tânăra noastră arăboaică face tot ce poate ca să capete, să capete trecere înaintea celor care erau șefi. Și nu la multă vreme, chiar soția directorului general a apreciat-o, a plăcut-o și a adus-o în preajma ei. Era atât de bucuroasă tânăra noastră, crezând că, în sfârșit, ușor, ușor, se restabilește echilibrul vieții ei. Nu mare, nu mică i-a fost uimirea când a aflat că, de fapt, șefa ei nu putea să aibă copii. Și atunci a luat-o pe ea pentru a o transforma în mamă surogat pentru copilul pe care și-l dorea. N-a întrebat-o nimeni dacă vrea să fie mamă. N-a întrebat-o nimeni dacă vrea să ajute pe altcineva. Nimănui nu i-a păsat, nu i-a păsat dorințele ei, ci doar i-a fost impus. Și într-o zi a fost luată și dusă la inseminare. La scurtă vreme a aflat că este însărcinată, nu mai fusese niciodată. Și a avut o teamă, a avut o frică, pentru că nu știa ce o așteaptă de acum înainte. Din ziua aceea, toată viața ei a fost programată. Controle, examene, teste, analize. Șefii ei îi făceau tot felul de programe și pentru ca acel copil care urma să se nască să fie sănătos și să fie bine. În timp ce copilașul creștea în pântecele ei, ea începea să simtă sentimente de iubire față de el. Era singurul care era al ei în vremea aceea. Când copilașul mișca în pântecele ei, îl mângâia, îi cânta duios. În dorința și cu dorința de a-l vedea cât mai degrabă. A sosit vremea când să nască și durerile pe care le simțea păleau în fața bucuriei de a-și ține în brațe propriul copil. Numai că primele brațe care au ținut copilașul, primii care au văzut chipul copilașului născut de ea, au fost directorul și cu soția lui. Ea a văzut cum i-au luat copilul și se alintau unul pe altul spunându-și: uite, tati, seamănă leit cu tine. Iar directorul îi spunea soției lui: uite, mami, ce liniștit șade în brațele tale. Știe că tu ești mămica lui. Din acea clipă, în inima ei plină de durere, s-a strâns și mai multă amărăciune și și-a făcut un scop în viață din a petrece cât de mult timp poate în preajma copilașului născut de ea. Anii au trecut, copilul creștea și ca printr-o minune, soția domnului director rămâne însărcinată și naște la rândul ei un băiețel. Dar în ziua în care naște băiețelul ei, pe arăboaica noastră o alungă de acasă și îi spune: pleacă, nu mai ai ce să cauți lângă noi. Vedeți, dumneavoastră, tare mi-am pus întrebări. Cum poți să crești un copil atâția ani pentru ca mai apoi să-l arunci ca și cum nu l-ai fi cunoscut vreodată?
Domnul director i-a dat un sandwich de la McDonald's și o sticlă cu apă și i-a zis: pleacă, fără pașaport, fără acte, fără haine de schimb, fără niciun ban în buzunar. A fost nevoită să plece și căuta cumva să ajungă pe un drum pe care și-amintea că a venit când a fost adusă aici, în țara aceasta. Numai că pe traseu a pierdut drumul. S-a rătăcit, iar copilul care mâncase deja de dimineață sandwich-ul a început să plângă și spunea: vreau la tati. Când vine tati după mine? Zdrobită și epuizată, deshidratată de la atâta căldură, miezul verii, lasă copilul jos și spune: aștept să murim. Numai că pe acolo trecea o caravană umanitară. Au văzut-o, au oprit și au întrebat-o: cu ce te putem ajuta? Iar le răspunde: așteptăm să murim. Iar domnul care conducea caravana spune: nici de cum nu veți muri, haideți cu noi, vă vom purta de grijă. Acest domn a luat-o, a îngrijit-o pe ea și pe copilașul ei, le-a purtat de grijă până la adânci bătrâneți. Interesantă poveste, nu-i așa? Dar nu-i așa că o recunoașteți toate? M-am inspirat din titlul conferinței: Dumnezeul care vede. Da, este povestea lui Agar, pe care am transformat-o în așa fel ca noi, secolul 21, să înțelegem prin ce a trecut această femeie. Poate și ție ți este greu și sunt convinsă că fiecare dintre noi avem pustiul pe care l-am petrecut în viața noastră. Poate că și în viața ta cineva ți-a întors spatele, de la care aveai așteptări. Dar știi ceva? Cel mai frumos lucru care mi se pare din tot textul despre Agar este că ea alege să locuiască împreună cu fiul ei în pustiul acela. Deși se duce mai târziu și ia o soție din Egipt, deși Ismael participă la mormântarea tatălui său, Avraam, adică puteau să se ducă ori în Egipt, ori la Avraam înapoi, ea alege să locuiască în pustiu. Știți de ce? Pentru că atunci când te întâlnești cu Domnul în pustiul vieții tale, nu-ți mai este frică de nimic. Când te întâlnești cu Domnul în necaz și în amărăciune, nimic nu te mai înspăimântă. Ai curaj să mergi mai departe, pentru că ți-a dat El să bei din apa Lui vie, binecuvântat să fie numele Lui. Eram copilă și am mers la circ, poate și dumneavoastră ați mers, și am văzut un elefant care cântărea câteva mii de kilograme, legat cu un lanț de picior de un stâlp, simbolic stâlpul, și mi-era tare teamă că o să se smucească și o să smulgă stâlpul acela și că o să poată să atace pe fiecare dintre noi. Numai că, crescând, am înțeles că acei pui de animale care se nasc în captivitate, toată viața lor rămân cu mentalitatea de captivi, chiar dacă e liber lângă ei, chiar dacă oricând ar putea să se elibereze. Ei rămân cu mentalitatea de captiv și aleg să trăiască așa în continuare. De multe ori în viață, femeile noastre, trec prin tot felul de încercări, de traume și de suferințe. Acestea le limitează alegerile lor și ele aleg să rămână captive, aleg să rămână supuse gândului ce spun alții despre mine. Astăzi am ales să vă arăt, să vă prezint un test al limitelor zdrobite, pe care și voi, dacă mă ajută colegii noștri de la tehnic. Prima întrebare pe care vă pun este: ți se pare dificil să iei decizii și să le pui în aplicare când cineva ți se opune? A doua întrebare: simți că trebuie să afli și părerea altora înainte de a acționa pe baza unei decizii? Următoarea: eziți să-ți pui părerea
atunci când ci se cere, de teama de a nu greși? Ți-e teamă să spui ceea ce simți cu adevărat? Îți lipsește încrederea în propriile tale convingeri? Eviți anumiți oameni pentru că te simți stânjenită în prezența lor? Îți este dificil să ceri ajutorul altora când ai nevoie? Faci favoruri altora chiar și atunci când știi că nu e normal să o faci? Eviți să le ceri oamenilor obiectele sau banii pe care i-au împrumutat de la tine, uitând să-ți înapoieze? Te simți stingherită când primești complimente? Ai nevoie de multe asigurări din partea celorlalți înainte de a iniția ceva? Faci mai mult decât partea ce îți revine când realizezi un proiect? Ai dificultăți în a demasca situațiile nedrepte? Și ultima, spui vreodată da, când de fapt ai vrea să spui nu? Dacă ai răspuns cu da la cel puțin două din aceste întrebări, te rog foarte mult să te repoziționezi, să te reașezi, pentru că pustiul vieții nu avem cum să-l evităm. Știți ce putem schimba? Putem schimba cum reacționăm noi la pustiu. Lui Agar nu i-a mai fost frică de el, pentru că știa că acolo este Domnul, El Roi, Dumnezeul care vede. Pentru a ne ajuta, că și pe mine mă ajută lucrul acesta, să ne repoziționăm optica asupra problemelor care sunt în viața noastră, vă propun ca acasă, când puteți dumneavoastră, să vă luați o foaie de hârtie, un pix, probabil cel pe care vi l-a dat Larisa, și să faceți următorul lucru. Și anume, dacă pot să mă ajute colegii cu pași pentru schimbarea mentalității de victimă. Primul punct pe care să-l trecem pe hârtie. Scrie, cum ești acum? O, Doamne, sunt atât de obosită. O, Doamne, sunt atât de încercată, sunt plină de amărăciune, sunt plină de neîncredere, de nesiguranță. Doamne, sunt plină de descurajare. Spune-i Domnului tot ceea ce simți și starea în care te afli tu. Mai apoi, al doilea lucru. Scrieți pe hârtia aceea ce vrea Dumnezeu să devin. Dumnezeu vrea să devin o făptură nouă, o făptură încrezătoare în Domnul, o femeie aducătoare de vești bune, nu de întristare pentru ceilalți care sunt pe lângă mine. Dumnezeu vrea de la mine să mă încred în El. Pe locul 3, începe o rugăciune în direcția aceasta și spune-i lui, Doamne, așa sunt, așa mă prezint astăzi în fața Ta și așa vrei Tu să devin. Te rog, ajută-mă Tu. Cere-i Domnului lumina și călăuzirea de care ai nevoie ca să poți traversa pustiul, avându-L pe El de partea ta. Cum pot să-mi ating acest obiectiv? Cum pot să avansez spre acest obiectiv de a deveni o făptură nouă? În primul rând, am nevoie, spre exemplu, poate tinerele, le văd aici în față, Domnul să le binecuvinteze, vor să se pregătească pentru căsătorie. Poate alte surori se pregătesc pentru slujire. Diana se pregătește să devină mamă, poate și alte tinere de aici. Fiecare să înceapă o pregătire în direcția pe care urmează să o ia. Adică, prima este pregătire din punct de vedere
a personalității creștine. Dacă eu vreau să fiu o slujitoare, cum mă pregătesc? Stau în post, în rugăciune. Sunt membru activ în biserică. Slujesc, mijlocesc pentru frați, pentru surori. Mijlocesc pentru cei care se ocupă cu slujirea de frații conducători ai bisericii. Asta e slujirea noastră, surorilor. E din umbră, dar e cea mai importantă. Cum mă pregătesc în această direcție? Poate pentru căsătorie. Învăț să gătesc, pur și simplu. Vreau să mă căsătoresc? Atunci să învăț să gătesc, să fac curățenie, să învăț să văd la mamele care au copii mai mulți cum se crește un copilaș. Pentru fiecare aspect al vieților noastre, Domnul cere echipare, pregătire. Nu poți veni oricum ca să faci o lucrare. Atunci când vine schimbarea în viața ta, ea vine la pachet și nu numai cu beneficii, ea vine și cu îndatoriri. Și nu în ultimul rând, pregătirea din punct de vedere intelectual. Sunt de etnie romă și mă mândresc cu asta, deși am avut parte de mult rasism la viața mea. Orice aș fi făcut, nu e nimic, e țigancă. Orice realizare aș fi avut, e țigancă. Dar am luptat foarte mult pentru educația mea și a copiilor mei. Am luptat foarte mult și lupt pentru educația femeilor din comunitățile de rom, pentru că știți ceva, surorilor? Dumnezeu ne-a oferit acest dar. Avem înțelepciune, avem timp pentru ce să-l risipim. Să învățăm dar, să fim femei destoinice, puse în slujba lui Dumnezeu. Domnul nu o să-mi ceară să fiu misionar în Africa, dar o să-mi ceară socoteală pentru fiecare membru din familia mea. Domnul nu o să-mi ceară mie să merg să fac precum Maica Tereza din Calcuta, dar o să-mi ceară ca cei din jurul meu să știe cu toții că sunt pocăită, să se vadă lumina lui Hristos în mine, la fel și în dumneavoastră. Pregătiți-vă, surori, echipați-vă, înarmați-vă. Mă uit în sală și sunt atât de fericită că vă recunosc pe mai mult de jumătate dintre dumneavoastră și face o bucurie deosebită să mă aflu în fața prietenelor mele, că ele nu mă judecă. Și vreau să vă povestesc despre una dintre surorile mele care e aici prezentă. Am acceptul ei să povestesc despre ea. Pe când era adolescentă, a fost trădată, mințită de prietena ei și dusă într-un loc unde a fost violată. Rana aceasta a dus-o foarte mulți ani în inima ei, a suferit. Și după un timp îndelungat, Domnul i-a pregătit un soț, un om al lui Dumnezeu, care a iubit-o și a prețuit-o și a făcut-o să se simtă valoroasă. Împreună au avut 4 copii. Numai că soțul ei, prea iubitul ei soț, s-a îmbolnăvit de cancer și la scurtă vreme a plecat în veșnicie. Durerea ei era atât de mare că prietenul ei cel mai bun, mentorul, ajutorul, sprijinul ei, pământesc, nu mai era cu ea, dar n-a avut timp să-și plângă de milă. Pentru că într-una din zile, când s-a întors acasă, în curtea casei ei, fiul ei cel mare, întâiul ei născut, a ales să-și curme viața și s-a spânzurat. Femeia aceasta a trecut un pustiu, v-am povestit numai o bucățică. A trecut un pustiu întins pe zeci de ani. De ce vă dau de exemplu? Ea a venit la mine inițial, mi-a fost prezentată pentru consiliere, numai că între timp mi-a devenit una dintre cele mai dragi prietene. Și din punct de vedere etic, nu-i normal ca prietenele, o prietenă să-i ofere consiliere celeilalte. Și am rămas prietene. Prietena mea, sora mea scumpă, care e aici în sală, a ales ca pustiul ei să-l transforme într-un loc
din care să curgă un izvor de apă cristalină pentru alte femei aflate în situația ei. A ales să iasă public, nu să se închidă în casă și să-și plângă de milă. Iese în public, merge și mărturisește lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ei. Participă la întâlniri cu femeile, sfătuiește și alte femei cum să depășească stările de greu din viața lor. Și mai mult decât atât, împreună cu ea, noi am pus bazele unui grup de suport pentru surori. Sunt pentru acest lucru. Oriunde merg, în ce comunitate sunt invitată, cea mai dragă lucrare inimii mele este formarea de grupuri de suport pentru femei, în care femeile, nu trebuie să fie un număr mare, cu cât mai mic, cu atât mai bine, se întâlnesc, își împărtășesc durerile, își împărtășesc bucuriile și se sprijinesc una pe cealaltă. Pentru că știți ceva, surorile mele? Noi suntem responsabile de ceea ce se întâmplă în familia noastră. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați întrebat vreodată, dar eu tare m-am întrebat. Cum Avram, abia așteptai să ți se nască un copil? Abia așteptai să ții în brațe un copil al tău? Îl crești pe Ismael și apoi doar îți spune Sara să plece și tu faci așa? Și m-am întrebat ce fel de bărbat ascultă mai mult de ceea ce îi spune soția decât de ceea ce îi spune inima. Știți ce răspuns am aflat eu? Un bărbat căruia soția lui spune domnul meu. Așa îi se adresa Sara. Un bărbat pentru care soția lui a fost dispusă de două ori să fie dată la împărat pentru a-i salva lui viața. Dacă noi vom învăța să fim fiicele pe care Dumnezeu vrea să fim în familie, pentru părinții noștri, dacă vom învăța să fim soțiile care Dumnezeu vrea să fim pentru soții noștri, mamele, bunicele, mătușile, vecinele, prietenele care Dumnezeu vrea să devenim, apoi la această lucrare să o facem nu oricum, ci cu mare băgare de seamă, pentru că surorile mele, vine Domnul și răsplata Lui e minunată. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat, mă bucur din nou și Domnul să facă să ne mai întâlnim cu ajutorul Lui. Domnul să vă binecuvinteze!